Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou material Investește la Bursă, în care discutăm despre cele patru faze prin care trece o piață bear. Le vom lua pe rând și le vom analiza, vom vedea cum sunt caracterizate și la ce ne putem aștepta în continuare. Pentru cei care nu mă cunosc, numele meu este Rariș Mihailă, sunt un simplu investitor la bursă din Târgu Mureș, iar voi, dacă sunteți interesați de domeniul investițiilor la bursă, Vă puteți abona canalului Investește la Bursă, deoarece veți găsi peste 200 de materiale video din care puteți să învățați cum să analizați și cum să descoperiți acele companii în care chiar merită să investești. Așadar, astăzi vom discuta despre cele 4 faze prin care trece o piață bear. Am intrat recent în piața bear după ce am depășit pragul de 20% scăderi de la maximele Atinse pe piața din Statele Unite, și anume indicele SP500. Prima fază despre care vom discuta este cea de optimism exagerat. Avem multipli mari de preț, companiile se tranzacționează la multipli mari față de profiturile pe care le realizează. Avem așadar multipli de preț peste media ultimilor ani. Avem un sentiment de Pozitivism, de optimism exagerat în rândul investitorilor, care se așteaptă ca în continuare piața să crească, companiile să meargă um, perfect în continuare, chiar dacă indicatorii economici sau încrederea în economie a populației începe să se erodeze. Investitorii cu mai multă experiență, investitorii experimentați, încep să facă primele marcări de profit, simt că probabil companiile nu vor mai genera. Profituri la fel de bune în continuare, marjele de profitabilitate se vor deteriora, și încep să facă primele marcări de profit către finalul acestei faze. Marcările de profit conduc la scăderi bursiere. Și piețele, la un moment dat, încep să scadă abrupt. Rezultatele financiare încep să se deterioreze, marjele de profitabilitate încep să se deterioreze, unele companii probabil anunță pierderi neașteptate sau rezultate mai slabe decât așteptările, iar indicatorii economici arată din ce în ce mai prost. Este faza de capitulare în care mulți investitori își dau seama că lucrurile se schimbă și piața. A intrat pe un trend descendent. Începe să încep și ei să marcheze profitul acești investitori. Așadar, sentimentul investitorilor față de activele mai riscante, acțiuni, cripto și așa mai departe, începe să se schimbe și își dau seama că poate ar fi nevoie să aloce o pondere ceva mai importantă în portofoliul lor către activele considerate mai puțin riscante. Așadar, faza 2, faza de capitulare. Faza 3. Speculatorii încep să, simtă, încep să simtă miros de sânge, între ghilimele, și volatilitatea această ridicată începe să atragă speculatorii care simt că pot face profit pe termen scurt. Aceștia profită de volatilitatea mai ridicată, scăderi abrupte de preț, reveniri importante pe anumite companii și încep să intre să și să tranzacționeze această volatilitate ceva mai ridicată. Volumele de tranzacționale cresc brusc odată cu intrarea speculatorilor în piață. Faza 4 este caracterizată de o revenire. Prețurile, deși scad, încep să scadă mai lent, volumele de tranzacționare se reduc, volatilitatea se reduce și apar primele vești bune. Anume, și anume, indicatorii economici încep să dea semne de revenire, Apar, apar probabil și primele semnale din partea companiilor care își bugetează, probabil rezultate în creștere față de perioadele anterioare. Și aceste vești bune, combinate cu prețurile scăzute, care au scăzut destul de mult, mult atrag și atenția anumitor investitori mai experimentați. Aceștia, aceia care au marcat primii profitu au stat probabil pe cash sau s-au îndreptat către active ceva mai puțin riscante și acum își dau seama că poate ar fi momentul să intre treptat la cumpărare. După ce intră și investitorii experimentați la cumpărare, piața BER începe să dea semne că se încheie și încet, încet, tot mai mulți investitori își îndreaptă și atenția către acțiuni către instrumentele considerate ceva mai riscante, și așadar piața bear se încheie pentru că e vremea taurilor și avem o nouă revenire pe creștere și o depășire a trendului descendent și o reintarere pe un trend ascendent. Cam acestea ar fi cele patru faze a unei piețe bear. Aștept în comentarii să-mi spuneți în ce fază credeți că suntem în acest moment și până data viitoare vă doresc investiții cât mai profitabile.